Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghib. Sunt Adrian Simeon, suntem în studioul Capital TV, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Eugen Mariș, administrator public al orașului Hață, căruia îi spunem bună ziua și bun venit, domnul Mariș. Bună ziua, domnul Adi, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută. De fiecare dată am venit în emisiunea dumneavoastră cu această denumire. Prima dată în urmă cu 13 ani, 2007. Nu, l-am mai văzut de mult, da. Da, mai răduț este mai drăguț, nu e o problemă. Ziceți dumneavoastră? Păi se pare că odată la un ciclu de 4 ani sunt invitat, dar asta nu e o problemă. Important. Bine, acum dumneavoastră nu candidați la funcția de primar, din câte știu eu, cel puțin încă nu v-ați anunțat intenția asta ca să facem ciclul ăsta de 4 ani. Este exclus pentru că am analizat foarte... Nu mai niciodată să nu spui niciodată. N-am spus niciodată, am spus că este exclus deocamdată pentru că a candidat la o funcție de primar la un nivel de oraș ca și Hațegul trebuie îndeplinite mai multe condiții. Am considerat, făcându-mă o analiză personală, că nu îndeplinesc toate condițiile. Ia, o să vorbim și despre asta pe parcurs emisiunii. Dar vreau să mă mențin în continuare prin natura profesională, prin felul meu de a fi, să mă mențin prezent în activități care incumbă în ele problematica comunității din care fac parte. Vreau să prin intermediul dumneavoastră, dacă îmi permiteți, îmi scuze că vă întrerup, să-i salut pe toți cei care urmăresc postul dumneavoastră de televiziune, dar în primul rând hațeganilor, să le transmit toate urările de bine, sănătate, mai ales în această perioadă destul de delicată. De ce? Din cauza pandemiei? Sau păi, în primul rând, din cauza pandemiei. Este un an foarte greu, din mai multe puncte de vedere, din prisma mea, pentru că, în primul rând, și cea mai gravă problemă la nivelul comunității mondiale, nu doar locale, este această pandemie care, țin să vă spun că eu cred și sunt convins că există. Acum, nivelul și modul în care se prezintă poate lasă loc de interpretări. Dar cred că sănătatea omului este cel mai bun preț pe care îl putem avea. Corect. Și le transmit tuturor sănătate să se simt asimptomatici, conform terminologiei. Să fie asimptomatici. Să nu fie nici măcar asimptomatici. Cel puțin asimptomatici, așa. Pentru că a avea sau nu avea este o problemă de latură medicală care, din punctul meu de vedere, mă depășește. Dar, cum se spune în popor, ferească Dumnezeu de orice eveniment de acest tip. Bun. Atât mai mult cu cât noi mai avem pe la Hață. V-am chemat în emisiune în calitatea dumneavoastră de administrator public al orașului Hațeg, post pe care îl ocupați nu de multă vreme. Din 2017. Din 2017. Deci ca se fac 3 ani de zile. S-au făcut 3 ani. S-au făcut? Păi... Păi martie 2007. În ce lună ați fost? Luna martie 2007. Deci s-au făcut 3 ani. În același timp, tema pe care noi o avem este Hațegul pe loc sau înainte. Adică aș vrea, uite, dumneavoastră sunteți administrator public, sunt la mod administratorii publici în ziua de astăzi, să știu dacă din punctul dumneavoastră de vedere, în ultimii 4 ani, în ultimii 3 ani de când sunteți administrator public, Chiar în ultimii 8 ani, dar o să explicăm și de ce zicem în ultimii 8 ani, Hațegul a stat pe loc sau a mers înainte? Asta odată aș vrea să aflu. Acum, că tot vorbeați dumneavoastră despre sănătate, despre că e mai bună decât toate și așa mai departe, vreau să spun că așa s-a întâmplat să fie. Pe sursă am aflat, sper să nu vă pun într-o situație neplăcută, dar asta este, pe Fotoliul cu Ghib vă asumați. Pe sursă am aflat că aveți deja 3 cazuri confirmate într-o anumită direcție din primăria Hațeg, respectiv direcția de asistență... Direcția de asistență socială. A, uite că știți despre ce e vorba. Mi se pare normal să vin și pregătit. Nu am documente. Și eu în momentul ăsta mă pregătesc să zic că, din punctul meu de vedere, sau din ceea ce se vehiculează, primăria Hațeg în momentul ăsta poate fi considerată un focar. Din punctul meu de vedere, nu pot să afirm sau să infirm cele spuse de noastră, dar în discuțiile cu colegii de astăzi... Și vă și spun de unde știu lucrul ăsta, de la angajați din primărie, care mi-au trimis SMS-uri sau mesaje pe Facebook. Și eu din discuțiile care sunt foarte avute, supărați, din discuțiile dar nu am înțeles exact astăzi, de ce. Din discuțiile de astăzi avute în cadrul, problemelor care le dezbatem în fiecare zi și le avem în
primărie. Da, într-adevăr, s-a confirmat, sau a fost confirmat încă două persoane pozitiv din cadrul Direcției de Asistență Socială. Vă rog să nu îmi solicitați la noi, pentru că nu e caz. Dar în discuția cu colegii și mai mult am avut o persoană tot din cadrul aceleași direcții, confirmată cu ceva timp în urmă, dar care, din câte am aflat, este la domiciliu, a fost testată și testul a ieșit negativ. S-a făcut bine între timp. Între timp s-a făcut bine. Doamne ajută. Deci, Doamne ferește. Doamne ferește. E, să Doamne nu se ajută mai... că s-a făcut bine. Doamne ajută. Da, acum, din punct de vedere al măsurilor care se impun, sincer, nu intră în atribuțiile postului pe care le țin. Consider și cred, și am înțeles că așa este, Direcția de Sănătate Publică, împreună cu forurile competente, vor lua decizia dacă se impune și în măsura evoluțiilor faptelor care vor avea, sau evoluția lucrurilor din oraș, dacă se va impune ceea ce a spus dumneavoastră. O păi și s-a făcut vreo anchetă epidemiologică? Deocamdată la nivelul OAT sau Hațeg, nu deocamdată la OAT Hațeg nu s-a făcut nici o anchetă epidemiologică. Deci nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Deși, cu părere de rău, și domnul primar a fost confirmat, s-a vindecat, nici atunci și nici în a doua etapă, când prima colegă de la DAS a fost confirmată pozitiv, nici atunci nu s-a făcut o anchetă. Acum nu sunt eu în măsură să spun trebuia, nu trebuia, cred că forurile competente la nivel de SP Prefectură sunt cei mai în măsură să păi, bun, o spună da, sau să o facă. Știți la ce mă duce pe mine gândul acum? Având în vedere numărul mare de cazuri din Hațeg, că am înțeles că nici nu mai sunt locuri în spital la Hațeg. Da, una dintre colegele de la DAS este la domiciliu, una din cealaltă colegă confirmată este în spitalul de la Giurgiu. Nu cumva urmează carantinarea orașului, că cam se apropie de... Mă repet, nu sunt în măsură să dau astfel de date, nu sunt abilitat, nu am ceva cu care în momentul când fac o afirmație să o și susțin. Dar dumneavoastră cum de nu v-ați îmbolnăvit până acum? Doamne ferește! Este o întrebare puțin retorică. Probabil am avut noroc mai mult decât atât. V-ați ascuns? Nu, mai mult decât atât. Am încercat împreună cu colegii, colectivul, să păstrăm, să respectăm măsurile minime necesare. De igienizare, depurtarea măștii, atât în interior, eu să știți că port masca atât în interior cât și în afară, deși este incomod, dar am considerat că sunt măsuri minime necesare pentru a evita extinderea acestui flagel. Bun, acum, în măsura posibilităților. Noi rest, suntem la o distanță destul de mare unul de celălalt în momentul ăsta în studio. Din punct de vedere fizic. Din punct de vedere fizic. Poate și mai mare din alte puncte de vedere. Din alte puncte de vedere suntem și mai mare, vă spun eu, cu siguranță. Sunt convins. Mergem mai departe cu emisiunea. Am reținut cum stă treaba cu coronavirusul și vreau să vă întreb, domnule Mariș, cum comentați chestia asta? Hațegul pe loc sau înainte? Cum a fost Hațegul? Acum, și mi-ați spus, și cu asta închei și vă las să expuneți, că sunteți administrator public de 3 ani, dar tot dumneavoastră ați spus că ați putea spune și de 8 ani. Pentru cei care nu știu aspectele, Eugen Mariș a fost membru PNL Hațeg, ați fost parte din echipa actualului primar, ați mers împreună în campanie electorale, că nu, despre asta. Dacă îmi permite să facem o mică radiografie din punct a mea, din punct de vedere politic, ia, în ultimii 8 ani de zile. Vă faceți singur radiografia. Da, o autobiografie. Ia, pe care să da, într-adevăr, începând cu anul 2012, ca membru al Partidului Național Liberal Organizația Hațeg, am făcut parte din echipa domnului, pe vremea aceea, candidat Goia, ulterior primar. Și o spun cu mândrie că, într-adevăr, am făcut parte din această echipă la un nivel destul de înalt, deoarece am fost, în calitate de coordonator, organizator, a tot ce înseamnă campaniile electorale ale PNL, atât la nivel local, alegeri locale, europarlamentare, cât și la nivel regional, până în anul 2019, inclusiv alegerile prezidențiale. Ia, mai mult decât atât... Ați fost fi bine în PNL acolo. Păi... Din punctul meu de vedere, fără lipsă de modestie, probabil acum îmi permite să fac o glumă, la ursitoare modestia n-a fost prezentă și atunci va trebui să vă spun că, într-adevăr, probabil calitățile, experiența mea de aproape 30 de ani în administrație și în diferite posturi privind
relația cu oamenii și nu numai în administrația, ci în tot ce am făcut prin prisma profesionalismului, am fost cooptat. Sper că dacă am lucrat atât de mulți ani în aceste situații, am fost și confirmat, am fost numit, nominalizat și mi-am îndeplinit cu succes și acea activitate de coordonare a alegerilor prezidențiale pe raza țării Hațegului în 2019. Dar au apărut disfuncționalități de comunicare, probabil faptul că eu, deși fiind de la acel nivel, la acest nivel, am avut și remarci și am avut și poziții divergente față de modalitățile în care se practică politica, indiferent de partid, modalitățile în care se implementează proiectele, a fost un pic opozant în modul de coordonare strategică, modul de organizare, modul de punere în practică a ideilor, modul în care se duce Hațegul nostru asta pe când, viitor. În ultima vreme sau cam la început? Eu tot timpul am fost o persoană care am încercat să-mi păstrez coloana și am încercat să comunic chiar de multe ori fără să fiu prea acceptat din a spune lucrurilor pe nume. Și aceste lucruri mi-au atras oarecare respingere. Și ca urmare a acestui lucru, le putem detalia, este foarte puțin timp în emisiunea noastră ca să intrăm în toate amănuntele pe această latură și pe alte laturi vis-a-vis de... Poate vă mai înviți și altă dată, mai vedem. Rămâne la altitudinea noastră ca să... Să vedem cum vă prezentați, cât de înțepat ieșiți. Să vedeți cât de înțepat ies sau dacă mai prezint credibilitate și interes pentru noastră vis-a-vis de rating. Credibilitatea trebuie să prestați pentru telespectator, nu pentru mine. Nu dăm și mai invită, dumneavoastră păi eu vă invit, da? Temele care ar trebui abordate prin prisma ceea ce a zicat dumneavoastră Hațegu pe loc sau înainte, implică o dezbatere mult mai profundă și mult mai îndelungată, pentru că sunt multe probleme la nivelul unei familii, nu mai vorbesc la nivelul unei comunități, ca un oraș Hațeg. Păi, eu zic să lăsăm autobiografia deoparte, cum îi spuneți dumneavoastră, că mă gândesc că vă cunoaște lumea acolo de unde veniți. Cred că da. Să mergem pe tema asta propusă de mine, cu Hațegu pe loc sau înainte. Prima afirmație, mă rog, de fapt, primul aspect al întrebării noastre, dar vreau să văd cum o faceți. Cade din start, pentru că oricât de răutăcioși am fi sau oricât de o parte sau alta eșecherul politic, pentru că n-am terminat discuția pe tema politică, dar o să revenim la ea, nu putem spune că Hațegu... Dacă vreau eu, domnule. Acum, dumneavoastră, mă puteți înțepa oricât de mult, da, vă rog. Dar eu pot să-mi păstrez vedere să revin la aceeași temă. Nu putem să fim atât de răi încât să spunem că Hațegul a rămas pe loc. Acum, de la nu rămâne Hațegul pe loc, până unde ar fi putut ajunge, este o întreagă cale de dezbateri. Că viteza melcului nu este cea mai potrivită în administrație și se putea accelera sau se puteau atinge mult mai multe obiective din cele care au fost contate la început, este o altă problemă și bun, pe care o putem dezvolta. Bun, chestii interesante. Două lucruri am reținut din ce ați spus dumneavoastră acum. Unu, vorbeați despre viteza melcului. Doi, vorbeați că se puteau face mult mai multe lucruri. Și atunci, mă iau de afirmația asta a dumneavoastră și vă întreb următorul lucru. Viteza melcului. Ați rămas în urma altor orașe din județul Hunedoara de talia Hațegului? Cred că vă întreb lucrul ăsta? Pentru că la un moment dat se scria în presă, într-un ziar județean, cunosc, se făcea o comparație între Călan și Hațeg, parcă, prin care se spunea că orașul Călan ar fi atras mai multe fonduri decât a atras orașul Hațeg. Cu aceeași culoare politică. Nu știu dacă ar trebui să luăm în calcul neapărat doar culoarea politică. Fiecare entitate publică pleacă de la o bază. Acum va trebui ca o analiză comparativă să vedem progresul în ultimii 8 ani al Hațegului în raport de baza de plecare și progresul altei unități administrative teritoriale în raport de baza de plecare. Se poate, dacă vrem să luăm apărarea administrației locale de la Hațeg ca și progres în etapa de 8 ani, trebuie să plecăm de la baza existentă în 2012, în raport de cealaltă. Deci comparații de tipul acesta e ca și cum am compara o meserie dintr-o anumită latură de nivel mediu cu o altă meserie dintr-o altă latură, chiar dacă ele oarecum lucrează în aceeași firmă. Nu cred că este locvent modul în care să facem această comparație.
și eventual putem scoate în evidență ceea ce s-a făcut și, sincer, am urmărit foarte mult tot ce înseamnă media vis-a-vis de această pre-campanie, care de fapt este o campanie, și toată lumea vine să se prezinte ce face. Cred că este... Ce face? Ce a făcut? Nu. Cred că problema de la care ar fi trebuit să plece orice persoană care își dorește o funcție publică, indiferent dacă e la nivel de primar, dacă este la nivel de consiliu local, consilier local, consilier județean și așa mai departe, cred că, și mă rezum doar la Hațe, cred că ar trebui făcută o analiză a momentului actual. Unde suntem în raport de ce am fost și unde vrem să mergem în raport de ceea ce suntem. E oarecare joc de cuvinte, dar acesta trebuie exemplificat prin concret. Unde suntem noi acum? Suntem acum la faza unui mandat final de implementare fonduri europene, de accesare fonduri europene pe POR, unde toată lumea spune trebuie să aducem fonduri europene. Dar este o mare greșeală, pentru că... Păi e o mare greșeală, că toată lumea vine să spună, da, domnule, accesăm fonduri europene. Bun, este cel mai bun lucru în aceea de a aduce, nu spun plus valoare, pentru că am urmărit că sunteți reticenți la această afirmație, un plus de fonduri în cadrul bugetului consolidat al Consiliului Local, dar problema se pune dacă ceea ce dorim noi să facem la nivelul orașului Hațeg se pliază pe următoarele axe de finanțare în etapa 2021-2027. Pentru că nimeni n-a venit să spună, da, domnule, în etapa 2016-2021 am avut la dispoziție 13 pârghii, 13 axe de finanțare. Hațegul, în această etapă, sunt foarte bine documentat și chiar pot să exemplific la solicitările noastre, a accesat doar pe 3 linii de finanțare, axa 3, axa 8 și axa 10. Adică? 10-1. Este vorba despre proiecte privind reabilitarea termică și eficientizarea clădirii rezidențiale, axa 3.1, și clădirii publice. Este vorba despre cele două proiecte de anvelopare a blocurilor. Sunt două proiecte, unul în implementare directă, prin efectiva execuție de lucrări, unul în fază de licitație. Sunt documentat pentru că acolo sunt și manageri de proiect și este una din puținele deci atribuții care le-am. Sunt în fază finală manager de proiect pentru că am făcut parte din echipa din cadrul aparatului propriu al primarului, care am generat aceste proiecte începând cu 2016-2017, pentru că primul proiect în cadrul primării orașului Hațeg a fost demarat în anul 2017. Începând pe această axă, clădiri rezidențiale și publice, primul proiect a fost demarat în anul 2017, european? Legat pe axele de finanțare despre care discutăm. Am înțeles. Păi și din 2012 până în 2017? Păi liniile de finanțare s-au deschis în 2016. La momentul respectiv trebuia să existe proiecte. În acea etapă eu eram directorul societății comerciale Bucura Prest. Pot să dau numele pentru că e societate publică. Ale consiliilor locale Hațegului, consiliilor locale din țara Hațegului, care ulterior și s-a transformat acționaratul în SRL unic acționar Consiliul Local Hațeg. În anul 2017 pot să evidențez că în toamna acelui an, împreună cu colegi din primărie, deși directorul fiind la Bucura, cunoscând problematica din oraș și angajându-mă în proiectele pentru Hațeg împreună cu echipa liberală, am mers împreună 8 persoane la cursul de specializare la Cluj în vederea redactării de proiecte fonduri europene și implementarea lor. Acum, plecând de acolo, este altă temă de discuție, am fost mulți, am început, am scris, le-am contractat, mai sunt și în fază de contractare în continuare, unul este la semnat la București, eficientizarea sistemului meu public, dar pe parcursul emisiunii o să vă, mă rog, dacă doriți, lumea trebuie să știe că avem probleme de implementare din lipsa personalului. Este o altă problemă. Păi, la ora actuală avem un deficit de personal în ceea ce privește această latură, pentru că efectiv nu avem cu cine. Păi cum nu aveți cu cine? Datorită unor motive. Ați avut și nu mai aveți? Da, sunt un cumul de situații care au dus la această situație. Pe de o parte, ia ziceți-le pe nume, ce explicați? Nu pot să dau, pot să vă dau în cadrul general persoane care, fiind în concediu, două persoane din echipele de implementare, sunt în concediu de creștere a copilului, o persoană a demisionat, una a plecat în pensie și la ora actuală... Mulți ați fost, puțini au rămas. Da. Conjunctura a fost datorată și acestui
fapt cu pandemia, deci starea de urgență, starea de alertă, chiar dacă posturile au fost declarate vacante sau pe perioadă determinată vacante, totuși suntem foarte pecuniari la acest capitol și problema resursei umane pe această categorie, pentru că în ansamblu ei toată funcționalitatea din primărie ca număr de persoane pe alte compartimente poate chiar supraîncărcate, dar pe anumite laturi este deficitară. Și asta este una din problemele care ar fi trebuit, în urma unei analize, și revenim iară la acea situație care v-am spus-o câteva minute în urmă, că oricine vine și dorește ceva concret, se plece de la o analiză pertinentă. Da, accesăm fonduri europene, este doar o latură, pentru că și asta este o prioritate, dar nu este singura, pentru că lucrurile trebuie luate în ansamblul lor. Consider că la ora actuală ar fi trebuit să intre în dezbatere o strategie, toți cei care candidează, am văzut doar câțiva, pe diferite portofolii, să vină cu o strategie la nivel de oraș. Strategia de dezvoltare. Dați lecții potențialilor candidați? Nu, sunt un om de bună credință, care m-am născut în Hațeg, am trăit în Hațeg. Păi nu, dar le dați ponturi acum, ce faceți? Dar nu am. Interesul meu este beneficiul cetățeanului. Aha. A serviciilor, a traiului de zi cu zi în Hațeg, a creșterea nivelului de trai în Hațeg. Deci vreau să ziceți că potențialii candidați ar trebui să vină cu... Da, cu o analiză pertinentă, pentru că este totul accesibil la nivel de informație vis-a-vis de ce a spune asta, unde se află Hațegul acum, da? Pe loc nu, sau... Marici, dar flori, nu vreți? Nu, pentru că toată lumea este dispusă. Eu sunt unul care sunt dispus nu să ofer consultanță, ci să dau informație sau să facem o dezbatere publică la nivelul comunității orașului unde vrem să se îndrepte orașul nostru. Pentru că dacă stăm să ne clamponăm tot timpul de lipsa forțelor locurilor de muncă în orașul Hații, nu este cea mai bună soluție, pentru că ajungem pe partea cealaltă... Dar nu face, domnule, primăria locuri de muncă, lăsați-mă cu chestia primăria asta. Nu face locuri de muncă efective decât în cadrul aparatului propriu. Atât. Dar poate crea pârghile, poate crea direcțiile, poate pentru dezvolta... Investitor. Nu neapărat investitor. În momentul în care, gândind macro, sistemul tip nișe este unul. Dar în momentul când vin cu o strategie pe termen mediu, să nu spunem lung, că revenim la situațiile înainte de 89, dacă noi gândim o strategie pentru Hațeg, eu mi-aș pune întrebarea ca cetățean, unde vrem să ajungă Hațegul? Păi unde? Ce... Să facem turism în Hațeg, că toată lumea păi, dă cu acum turismul. Acum probabil cine o să ne asculte crede că noi am sincronizat această întrebare referitor la acest răspuns. Ce este palpabil pentru Hațeg la ora actuală? Nu e. Palpabil pentru Hațeg nu sunt fabricile și uzinele, pentru că avem lipsa forței de muncă. Este o analiză care trebuie să o recunoaștem tot. Cât de mult am... Nu e neapărat lipsa mai mult forței decât atât, de muncă, domnul, cât dorința de muncă. Dorința de muncă, lipsa forței de muncă, lipsa acelui investitor. În momentul în care noi nu am creat, nu neapărat autoritate publică, autoritate dar publică nu locală. Nu aveți terasele pline, Hațeg. Da, da, este sistemul de servicii de consum. Păi, nu este sistemul dar nu înțelegeți ce vreau să spun. Păi, terasele pline, Hațeg, cu oameni care nu muncesc pe niciunde. Păi înseamnă că bunăstarea e în locul ei. Bunăstarea e la locul ei acolo. Problema care noi o dezbatem nu este legată de terasele. Sunt necesare, sunt utile, este un mod de business, dar... N-am nimic cu aia care au terasele. Am înțeles. Afirmația noastră era puțin retorică. Nu, e tendențioasă de-a dreptul, dar e acuzatoare în același timp, că eu văd aceleași persoane acolo. Mă întreb, bine, unele persoane pe care le văd pe terase, vreau să spun că lucrează în societăți de stat. Și la ora respectivă la care le văd eu pe terase, ar trebui să fie la serviciu, nu acolo. Dar mă rog, probabil că e pauza de cafeluță. Dumneavoastră ca persoană publică, nefiind implicată, aveți dreptul să... Dintr-o televiziune națională, da. Că la Hațeg, Gheorghe de la nu știu ce firmă, stă pe terasă, în loc să ducă la lucru. Să știți că și administratorii de terase sunt contribuabili și contribuabili dar bun la nivelul trăiască, bugetului. Dar ei să nicio treabă cu ei. Bun, nu asta este linia, sau nu cred că acesta este subiectul care... Nu e vorba despre asta, e vorba de domnul Mariș. E vorba de faptul că dumneavoastră îmi spuneți că ok, și turismul în care parte merge Hațegul. În primul rând turism. Și că în primul rând turism. Da. Pentru că legat de această temă, din punctul meu de vedere, analizând tot aspectul a ceea ce poate oferi Hațeg, turismul este singurul mod de ofertă de servicii care aduce acel plus de beneficii financiare pe verticală, dar pe lateral dezvoltă multe alte sisteme de câștig pentru diverse activități.
Dacă ar fi pot un turism macro și nu micro. Dar se poate avea acest turism macro în Hațeg, în condițiile în care noi ne aplecăm către el, fiindcă apar în continuare oportunități în dezvoltarea acelei axe de turism. Și eu chiar am avut discuții împreună cu echipa, niciodată n-am făcut nimic singur, dar am avut în urmă cu câțiva ani de zile o abordare directă pe această problemă. Sunt 3-4 puncte de interes turistic care pot fi puse în valoare la nivelul orașului Hațeg, care la rândul lor, cumulat cu tot ce înseamnă întreprinzătorii locali care și-au dorit un acord de parteneriat prin prisma legii parteneriatelor publice-private, să-și aducă aportul prin dezvoltarea pe această linie. Și pot să vă dau 4 teme mari. Știți foarte bine că s-a mediatizat foarte mult acel megalit de la Hațeg, o discuție continuă. Tronul Străbunilor. Tronul Străbunilor. Un minut, că intrăm în publicitate. Mă rog. Este un obiectiv. Dinopark Hațeg, în varianta redusă Dinopark Râșnov, am avut întâlniri cu administratorul Dinopark Râșnov pentru crearea unui mic parc pe tematica dinozaurului pitic din țara Hațegului, care s-au dus discuțiile atât de mult încât s-a venit cu nu neapărat un acord de parteneriat, ci cu o propunere de a prelua un teren și pe baza a ceea ce vă spun o să vă dau că am și realizat documente premergătoare pentru a demara acest proiect. Mai departe era în discuție, tot în urmă cu vreo 2-3 ani de zile, dezvoltarea unei zone pe tematica satul dacic, unde o asociație non-profit să dezvolte ce se dorea, punerea în valoare a obiceiurilor și a activităților din perioada traco-dacică într-un areal de aproximativ 5 hectare, care l-am evidențiat foarte clar. Este vorba despre zona către rezervația de Zimbri, care al patrulea obiectiv ar fi fost acea rezervație de Zimbri care la solicitările nu sunt ideile mele. Sunt ideile concetățenilor noștri din Hațeg, care au spus că acea rezervație de Zimbri se poate prelua sau prin parteneria cu direcția silvică, sau se poate prelua de către primărie și dezvoltarea ei și transformarea în grădină zoologică. Nu în care... vă dă direcția silvică nici în 20 de ani. Păi de ce să nu ne dea? Pentru că în momentul când există că un parteneriat... Că nu se vrea, dar se poate insista. Dacă tot avem pe palier oraș, județ, guvernare pe același tipar politic, de ce să nu se poată dea? Pentru că nu este interesul unui primar anume, al meu sau al noastră, este interesul dezvoltării comunității. Am înțeles. Domnule Mariș, luăm câteva momente de publicitate, că așa e treaba, după care revenim, rămâneți cu noi.